Bună, sunt Selena și vreau să vă arăt și să vă prezint colecția mea de uși. Uitați, acesta este un roșu marin, foarte frumos, este de la Lady și este culoarea 215. Uitați. Da. Uși asta tot de la Lady este. Este culoarea 763 și îmi place foarte mult. Este un galben fosforescent la întuneric. Se vede foarte bine pe unghie. Așa. Asta este uja mea, pe care mă dau la școală cu ea pentru că nu este foarte închisă și e special pentru școală. Uitați. Mie îmi place. Aici avem un roz foarte pal, dar este superb. Îmi place foarte mult și am ținut să vi-l prezint printre primele oje. Am foarte multe oje și colecția mea e foarte mare. Uitați, aici, de la Alex Avien. Este foarte frumos, îmi place foarte mult. Este un roz ciclam, foarte frumos. Uitați. Următoarea oje este un grena foarte bun, care se usucă în 60 de secunde, este gata de pe unghiile dumneavoastră. Da, uitați, aici am un sclipici foarte frumos cu steluțe și cu... chiar nu vreau să-l consum și mai am foarte puțin în el, este foarte frumos. Aici am iarăși tot un sclipici, foarte interesant. Este maro sclipiciul, dar este frumos. Da, uitați, de la Orchid, Venus, culoarea 29. Uitați, asta tot de la Orchid, Floror, este foarte frumoasă culoarea. Culoarea 837, lac de unghi, este un roz foarte, foarte, foarte pal. Este și acesta printre preferatul meu. Da. Așa. Da, să mai arătăm. Asta nu-i tot. Lac de unghi alb, dar mie îmi place foarte mult, uitați-l. De la Miami's. Așa. Și uitați-l. Culoarea 215. Are 15 ml, dar este foarte bună. Aici am o ojă de la Ishif, e foarte bună în firma aceasta. Vă sugerez să vă luați ojă de acolo când aveți timp sau când puteți dumneavoastră să vă cumpărați ojă de acolo pentru că sunt cele mai recomandate și sunt cele mai bune. Aici este o ojă care crapă pe unghii, știți, din acelea, care sunt foarte frumoase, da, uitați? Este un roz, mai închis. Așa, aici am roșu marin, culoarea 401, este preferatul meu, uitați, da, îmi place. Mai am tot așa un sclipici de la Flor Mar, Night Enamel, uitați, culoarea 702 și este foarte bun pentru unghii, întărește unghiile și menține calciul. Aici am un sclipici maro, culoarea 215, Orchid, Venus, White Protein, protejează unghiile, uitați. Aici am un carmin, nu mă dau foarte des cu carmin, dar îmi place să am de toate într-o seama, uitați. Aici am un mov, chiar e una de la Golden Rose, Paris. Îmi place, uitați culoarea. E frumoasă. Așa. Da. Aici am un lac, pentru că mă dau des, destul de des cu lac, deoarece sunt la școală și nu mă pot da cu altă culoare mai studentă. Chiar dacă am foarte multe ori și aș vrea să le încerc pe toate. Sunt unele chiar care nici nu le-am desfăcut, doar mi-am luat pentru că mi-au plăcut foarte mult. Uitați lacul. Tot de la Lady. Aici avem culoarea 116, Days Long. Se usucă în 7 minute, se usucă foarte repede. Uitați, tot un grena este mai închis decât cel care vi l-am prezentat prima dată. Uitați. Așa, aici am un portocaliu,
de la Alex Vien. Este foarte frumos. Preferatul meu. Aici am un roz de la Florman Nail. Uitați-l. Culoarea 381. Eu, în general, folosesc de la Alex Vien și de la Florman. Pentru că îmi plac cel mai mult. Aici avem un roșu care îmi place foarte mult de la Glamour, culoarea 25, uitați. Aici avem tot așa un lac de la Avin AX. Uitați. Bate spre roșu. Aici avem un roz. Îmi plac foarte mult rozurile și am foarte multe, chiar mă dau cu roz când sunt în timpul liber sau în vacanțe. Mai cu roz mă dau. Ce am preferatul meu rozul. Uitați, de la Flormar Super Shine, culoarea 33, uitați. Îmi place foarte mult. Eu am preferat dintre roz. Aici este un mov foarte pal. Merge cu acest clipici. Dă foarte bine. Aici este Classic Clay. Uitați. Culoarea 144 și este tot un grena. Aici am o mai mică. Și este ultima de la Nail Polish. Polișează unghiile foarte bine. Și este culoarea 98. Uitați. Cam astea au fost ojele mele. Dacă doriți, mă mai găsiți în următorul meu videoclip care o să-l regizez. Da? Mulțumesc că m-ați ascultat și sper să vă placă colecția mea de oje. Vă pup! Pa!